există în realitate acest personaj, dar ce m-a inspirat, întotdeauna îmi plac oamenii care pictează. Și cred că am avut la un moment dat, fiind într-una dintre aceste apartamente în care am scris, persoana cu care eram tot așa picta și i-a căzut cu o bucată de acrilic sau ceva pe jos și dar era puțin. Și l-a șters și de atunci mi-a venit în minte imaginea asta, să creez ceva, să fie practic o altă fel de altă mască pe care și-o pune, un fel de armură. Da, doar pentru că folosești imaginea asta cu pata de culoare care este șteasă, în ceea ce fac și personajele. Ele sunt ca o pată de culoare pe care ulterior tu o ștergi, în față să dispară treptat. Exact, da. Cam așa. Am încercat să fie totul ca un tablou. Ce personaj feminin ai pornit? Există în realitate un asemenea personaj?